Bine ați revenit la întrebări. V-am spus săptămâna trecută că întrebarea pe care v-am pus-o a fost formulată cu context diferit, e adevărat, dar în principiu aceeași, de un scriitor, matematician și inventator și v-am promis că azi vă voi spune cine este el. Este vorba despre autorul poate celei mai cunoscute cărți pentru copii, scrisă în anul 1865, tradusă în peste 170 de limbi și adaptată pentru film, TV, operă, balet, radio, jocuri video, în toată lumea. Este vorba despre Alice in Wonderland sau Alice în Țara Minunilor, iar autorul este Lewis Carroll, care, așa cum v-am spus, a fost atât matematician, cât și scriitor și inventator. Dar să revedem întrebarea. Presupuneți că avem două urne asemănătoare cu cele din fotografii. În cea din stânga avem bile albe și negre în număr egal. N-are importanță câte, important este că numărul bilelor albe este egal cu numărul bilelor negre. Iar urna din dreapta este deocamdată goală. Scoatem o bilă la întâmplare din urna din stânga, și fără să ne uităm la ea, deci nu știm ce culoare are, o introducem în urna din dreapta. Urna din stânga nu ne mai trebuie, o ducem în altă parte. Apoi luăm de undeva, nu are importanță de unde, o bilă albă și o introducem și pe ea în urna din dreapta, singura care a rămas lângă noi. După care scoatem la întâmplare o bilă din urnă și vedem că este albă. Și în acest moment cineva vă propune un pariu care constă în a ghici culoarea bilei rămase în urnă. Este ea albă sau neagră? Întrebarea este, pe ce pariați? Când auzim această întrebare, suntem tentați să gândim în felul următor. Probabilitatea de a extrage o bilă albă din prima urnă a fost de 50%, deoarece bilele albe și negre erau un număr egal în prima urnă. Dacă am introdus o bilă albă și apoi am extras o bilă albă, e ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Așa că probabilitatea ca bila rămasă să fie albă este tot 50%, atât cât a fost inițial, când am extras-o din prima urnă. Un alt raționament tentant este următorul. Dacă am extras o bilă albă, cealaltă este sau albă sau neagră. Nu există altă probabilitate. Așa că șansele sunt de 50% pentru ambele cazuri. Dar dacă era atât de simplu, nu v-aș fi propus să vă gândiți la această întrebare. Și după cum veți vedea, ambele raționamente pe care le-am prezentat sunt greșite. Aceasta este o foarte frumoasă problemă de probabilități condiționate. Adică ne prezintă o situație în care ceea ce facem schimbă o probabilitate inițială. Cu multă vreme în urmă, v-am vorbit într-un videoclip din seria Lumea nu este cum crezi, despre trei uși și un premiu, adică despre celebra problemă Monty Hall. Acolo v-am arătat cum deschiderea unei uși poate schimba probabilitatea de a găsi ceva în spatele altei uși. Dacă nu cunoașteți problema, găsiți linkul în descriere. Ei bine, problema Monty Hall nu este din punct de vedere matematic decât o variantă a problemei lui Lewis Carroll, despre care vorbim azi și care este mult mai veche. Întâi să vedem de ce raționamentele pe care vi le-am prezentat sunt greșite. Primul este greșit, adică a spune că dacă am introdus o bilă albă și am scos o bilă albă, e ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. E greșit pentru că nu știm dacă bila albă pe care am extras-o este bila albă pe care am adăugat-o noi sau este bila albă extrasă din urnă. Al doilea este greșit, deoarece faptul că există doar două posibilități nu înseamnă că ele au șanse egale să se întâmple. Dacă scap un ou din mână, nu există decât două posibilități.
sau se sparge sau nu se sparge, dar asta nu înseamnă că probabilitățile celor două evenimente sunt egale, 50%-50%. Să vedem întâi o rezolvare vizuală a problemei. Există două situații posibile pentru urna noastră după ce am adăugat o bilă albă. Sunt cele pe care le vedeți simbolizate prin acest desen. Urna conține sau două bile albe, situația notată cu 1, sau una albă și una neagră, situația notată 2. Aceste două situații au probabilități egale, pentru că bila extrasă din prima urnă are 50% șanse să fie albă, 50% șanse să fie neagră. Dacă sunt în situația 1 și scot această bilă, în urnă rămâne o bilă albă. Dacă sunt tot în situația 1, dar scot această bilă, în urnă rămâne tot o bilă albă. Iar dacă sunt în situația 2 și scot o bilă albă, atunci în urnă rămâne o bilă neagră. Ce ați observat? Că din 3 extrageri ale unei bile albe, în 2 cazuri bila rămasă este albă și numai într-un caz este neagră. Deci probabilitatea ca bila rămasă să fie albă este 2 pe 3, adică aproape 67%, de două ori mai mare decât probabilitatea ca bila rămasă să fie neagră. Așa că trebuie să pariem pe bila albă, avem șanse duble de câștig și acesta este răspunsul corect. Acum să vedem și cum ne arată matematica acest lucru. Cei neinteresați de matematică pot sări peste acest calcul, dar pot să-l și urmărească pentru că este foarte simplu. Probabilitatea totală de a extrage o bilă albă se poate calcula înmulțind 1 pe 2, care reprezintă probabilitatea de a fi în una din cele două situații, cu probabilitatea de a extrage pentru fiecare situație în parte o bilă albă și în final adunând cele două probabilități așa cum arată formula. Adică probabilitatea totală de a extrage o bilă albă este 1 pe 2 înmulțit cu probabilitatea de a extrage o bilă albă în prima situație, plus 1 pe 2 înmulțit cu probabilitatea de a extrage o bilă albă în a doua situație. Să o calculăm. Avem 1 pe 2 ori 1, pentru că în primul caz probabilitatea de a extrage o bilă albă este 1. Sunt doar bile albe în urnă, 1 însemnând 100%, plus 1 pe 2 înmulțit cu 1 pe 2. Deoarece în a doua situație probabilitatea de a extrage o bilă albă este doar 50%, 1 pe 2. Deci probabilitatea totală de a extrage o bilă albă este 3 pe 4, adică 75%. Acum să calculăm probabilitatea ca ambele bile din urnă să fie albe în cazul în care am extras o bilă albă. Repet, ambele să fie albe în cazul în care am extras o bilă albă. La fel ca în cazul primului calcul, probabilitatea totală se poate calcula înmulțind 1 pe 2, care reprezintă probabilitatea de a fi într-una din cele două situații, cu probabilitatea ca ambele bile să fie albe pentru fiecare situație în parte și adunând în final cele două probabilități, așa cum vă arată formula. Să calculăm. 1 pe 2 înmulțit cu 1, pentru că în prima situație ambele bile sunt albe, plus 1 pe 2 înmulțit cu 0, deoarece în a doua situație, dacă am extras o bilă albă, bila rămasă este neagră. Deci probabilitatea totală că ambele bile să fie albe, cu condiția ca să extragem din urnă o bilă albă, este 1 pe 2. Iar acum, ca să vedem care este probabilitatea de a câștiga dacă pariem că bila rămasă în urnă este albă,
Trebuie, fiind vorba despre probabilități condiționate, să împărțim probabilitatea ca ambele bile să fie albe, pentru că acesta este cazul în care câștigăm, la probabilitatea de a extrage o bilă albă. Adică 1 pe 2 împărțit la 3 pe 4. Și rezultatul este același pe care l-am găsit prin prima metodă, adică 2 pe 3, adică o probabilitate de aproape 67% de a câștiga dacă pariem pe bila albă. Deci răspunsul corect este acela că trebuie să pariem pe bila albă. Avem 2 șanse din 3 de a câștiga. Am primit de la vechiul meu colaborator, domnul Dumitru Antonie, așa cum se întâmplă de atâtea ori, o analiză matematică a întrebării pe care o prezint parțial pentru cei interesați. Numărul mic al răspunsurilor pe care le-am primit, trag concluzia că întrebarea precedentă a fost o întrebare grea. Și de fapt, nu mă mir, întrebările legate de probabilități sunt în general dificile pentru că sunt contraintuitive și de multe ori derutante. De aceea, întrebarea din această săptămână va fi una mai ușoară. Presupuneți că aveți o suprafață de teren pătrată cu latura de 10 metri. Această suprafață trebuie pavată folosind pentru asta plăci de beton care au dimensiunile 4 pe 1 metri. Vedeți în desen. Pentru că suprafața noastră are area de 100 de metri pătrați, 10 metri ori 10 metri, avem nevoie de 100 împărțit la 4, adică de 25 de plăci de beton pentru a acoperi toată suprafața. Presupuneți că avem voie să punem plăcile orientate cum dorim. Singura regulă este aceea că marginile plăcilor trebuie să fie paralele cu laturile suprafeței, deci nu le putem pune oblic. Dacă ne imaginăm că suprafața este orientată față de punctele cardinale, așa cum vedeți în desen, atunci singura regulă este aceea că plăcile trebuie să fie orientate fie pe direcția nord-sud, fie pe direcția est-vest. Deci nu le putem pune înclinate față de marginile suprafeței. În rest, așa cum am spus, le putem pune cum vrem. De pildă, așa cum vedeți că sunt puse în acest colț al terenului sau altfel. Oricum, întrebarea este, putem pava întreaga suprafață folosind doar plăci întregi, adică fără să fim nevoiți să tăiem una, două sau mai multe plăci? Și bineînțeles, pentru un răspuns complet, vă rog să găsiți și o modalitate de a demonstra fie de ce da, fie de ce nu. Demonstrația nu trebuie să fie neapărat matematică, geometrică, poate fi de orice fel, vizuală, prin analogie, oricum. Succes pe săptămâna viitoare!